Mai sunt două săptămâni până la primele alegeri din acest an, iar asupra procesului de vot planează un scandal. Legea stabilește că votarea este supravegheată de reprezentanții tuturor principalelor partide, dar opoziția acuză că PNL și PSD au făcut tot ce au putut ca să aibă cât mai mulți oameni în secții. Iulian Eugen Mihalcea a fost desemnat reprezentantul minorităților în secția de vot din comuna Bârnova, Iași. Pe contul de Facebook, acesta este susținător al candidatului PSD la primărie. Sorina Vârjoge este desemnată în biroul electoral central din comuna Glodeni, Dâmbovița, din partea UDMR, dar pe pagina de socializare afișează mesaje pro-PSD. La fel, o altă femeie dintr-o comună din Iași, care va reprezenta în secția de vot Uniunea Maghiară. Avem cazuri clare, concrete de la filialele noastre, chiar consilieri locali ai PSD actual, care sunt delegați în secție din partea UDMR, la fel din partea grupului minorităților. Întrebarea trebuie să fie inversă. De ce, dacă nu există intenție de fraudă și mecanism de fraudă, puterea vrea să-și asigure atât de mulți oameni în secție? Ceea ce acuză opoziția este că legea privind comasarea alegerilor a fost modificată, astfel încât, pentru prima dată, minoritățile naționale, alta decât cea maghiară, să aibă reprezentant în secțiile de vot. Mai mult, până acum, doar partidele care aveau europarlamentar puteau numi oameni care să supravegheze votul. La aceste alegeri, PMP acuză că este scos din secții, deși are europarlamentari, dar este introdus în schimb un partid fără reprezentare la Bruxelles, respectiv Pro-România. S-a dat ordine să se fure 10-15 voturi pe secție. Faceți un calcul că asta va însemna 300.000 de voturi. Înseamnă două mandate de europarlamentar. Șeful autorității care organizează alegerile spune că legea privind comasarea alegerilor a fost validată inclusiv de Curtea Constituțională. Este o dispută politică în care eu nu intru. Formațiunea de care vorbiți dorea să fie modificată legea, să fie considerată actuala reglementare ca neconstituțională. Deci ce s-a procedat, cum s-a procedat până în prezent, este legal pe baza legilor existente. În total sunt 13 competitori electorali, partide sau alianțe, care intră în alegerile din 9 iunie și, teoretic, fiecare ar trebui să aibă desemnat câte un singur reprezentant. Sunt peste 19.000 de secții de votare în toată țara, iar cei care participă la organizarea votului sunt plătiți pentru cele 3 zile de muncă.